învață, obișnuiește-te că ești de neam. De neam, oricum, fiecare om e de neam, dar energia cuiva e mai puternică, e mai solară, e mai deschisă, e pe, da, e în rang, da, care e mai sus, mai jos. Da, asta e. Obișnuiește-te. Învață, învață. Energia ta are atâta, e de așa o putere că dacă cineva vroia să-ți, nu s-a știut, da, s-a încercat, n-ai treabă, acum chiar n-ai nicio treabă, da, tătuțul la pază, la paza ta, a binelui tău, a bucuriilor, fericirilor, sănătății și așa mai departe, a familiei tale. Bun. Omul n-a știi cum, vreau și eu așa, vreau și eu asta. Experiență personală, vreau și eu. Și când te uiți mai bine sau stai de vorbă cu la servici, colegi, prieteni, rude, da? De rude mare împărătești, da? Cuiva i s-a dat tot și cuiva nică, da? Și în rude. Și zăbâza din rude, să zicem. Și zici, vreau așa, vreau aia. Dar de ce? Eu n-am, da? Nu poate, nu special, dar cumva subconștient e gândul ăsta că, da, oameni suntem, de ce să nu guste și copilul meu din înghețata aia care mănâncă nu știu ce copil din nu știu ce țară, mai nu știu cum, știi? Te gândești, nu, normal. Și când te uiți mai bine și stai la povești pe săritură cuantică și primul lucru e suntem toți egali, suntem toți, luptăm pentru trândim bunul masă, să ne dea aceea nostru, ăsta, ho, da? Încă o dată, obișnuiește-te că tu nu ești ca toți ceilalți, că nu suntem egali. Aia încă n-ai, fă spațiu la că suntem toți egali, da? Fă spațiu. Și obișnuiește-te că nu. Ești unic, unicat. Nu e nimeni ca tine pe pământ. Și atunci, dar asta nu înseamnă că ești cel mai tare, sau ești cel mai prăpădit, sau ești la mijloc, sau ești altfel decât, da? Și energia ta nu poate asimila nimeni cât de mult nu și-ar dori. Talentele tale, bucuria, fericirea, și-ar dori să tragă din tine energetic, să, ce bine e, să mă duc și să-i trag una la, au, ce frumoasă e, au, și asta ce vrea să-i sar eu în tralui, nu? mă scuzați de vorbele acestea nerușinate, da. Ah, ce bine a fost, nu? Și păzea, după aceste ani ce bine au fost, ia să mai încerc o dată. Dacă ți s-a permis și ai gustat din dragostea unei zeițe sau frumusețea unei zeițe, ți-a permis când se despacheta, fetele băieții cu cine rezonează, nu înseamnă că mai primești o dată sau nu înseamnă dacă chiar a fost așa? Că puterile sunt nețărmuite, da? A fiecărui, când se despachetează. Tu ai crezut că, mamă, ce femeie am avut. Nu că una, da? Sau fetele, mă, ce bărba, acolo, da, cu duiumul. Uite, ai răsturnat cupele cuiva. În mintea colectivă a fost, în mintea unui prost, a unui prost. Da. Și eu credeam la început, domnule, ce, da? E în mintea colectivă și de-abia acum săritura cuantică când se întâmplă, da? E acum prin portal până în 12 august și încep să-ți ancorezi una alta ce înțelegi prin ce treci și să-ți vindești, să-ți clirui zi cum vrei. Poate că nu trebuie să-ți vindești nimic, știi? Depinde din ce copac al neamului sari, da? Poate tu, eu vorbesc cu tine, eu idei nu am și săritura cuantică acum prin ăsta aleului, portalul leului, da? Și eu îți vindec, neștiind că în viitor noi suntem rude, prin, da? Copacul neamului, de fapt, idei nu avem, că energetic, da? Și eu îți vindec acum, ai dat și peste mine, sau eu dau peste tine, tu ghidezi lumea într-un scenariu. De? Sau ne schimbăm cu locul, da. Divin.
Și în visul tău și nu ai treabă, tu n-ai urlat la lună niciodată. Nu e despre tine. Cum vezi că se urlă la lună? Nu e despre tine. Și bănuții. Da? Încă o dată. Energia ta e atât de puternică și de luminoasă și zic cum vrei. Întunecată, luminoasă, luminoasă, întunecată, zic cum vrei. E atât de deosebită, e din alt aliaj, e atât de puternică. Nu poate nimeni să o reziste, să o ducă. Omul vrea, da? Asta ziceam. Și vrei, și stai. Și stai un pic și asculți povestea vieții, să zicem. Sau stai de vorbă cu omul un pic, zici, domnule, ia uite ce are, ia, la servici, să zicem, sau la... Și stai un pic de povești, nu trebuie să stai mult. Stai o vorbă, două. Și omul... Da? Tu nu vibrezi pe lângă. Tu nu luminezi atât de puternic. Omul e mai luminos. Și tu trebuie să ai discernământ și minte destulă să înțelegi și așa ceva. Să zici, da, domnule... Trebuie să mai am de despachetat. Dar omul nu, știi, experiența personală, da? Orgoliu, nu, mândria și orgoliu, două lucruri diferite. Nu e, da? Mândria e mândru, ești mândru ciobănel, da? Din ce neam te tragi, din cine ești, onoare, toate astea. Și orgoliu, două lucruri diferite. Și din orgoliu nu... Cum adică? Ajungi la lucruri simple, să pui în bot la cel care îți spune ceva, lucruri simple. Omul îți arată că e, domnule, la mine n-ai ce căuta. E gard de ăsta, electric. Te nenorocește. Tu n-ai ce căuta nici să te uiți cu gândul în partea mea. Nu ai ce căuta. Da? Omul îți explică frumos. Deci îți explică energetic. Și faci o chestie, da? Cu ce-o căzut acum. Da. Flori pe mormânt. Flori de bosc. Faci așa o chestie, da? Din poanie, din degetul mic. Atât în privire. Deci, nu încerca. Și ăla stă în fața ta și îți pune în bot ceva simplu. Și te-a... Da? Și ți-a luat Mao. Da, dar până aici, mai departe, ți-a luat Mao cu ceva simplu, ce am zis mai devreme. De ce copilul tău poate să mănânce înghețată din asta cu învelit într-o chestie ciocolată de aur, chiar aur care conține aur, și eu nu pot să-mi permit să-i dau copilului meu. De ce? Tu ai niște privilegii, tu ai un salar mai bun, tu ai nu știu ce, dar eu nu pot. De ce? Da? Îți spune. Mi se pare corect să și copilul meu. Și tu da, și ți-a luat Mao pe o clipă. Da, măi, are dreptate. Și de aici sunt oamenii ăia care sunt energetic, sunt puternici și magi, super tari și mai coboară un pic între oameni zei, adevărați. Da? E magia tar, nu știu cum, tur, ta, m am uitat iar. Să te ajute. Pentru că ei m-au, că omul e foarte înțelept, foarte deștept. Și cade la dubii una, două. Asta e mintea omului înțelept. Da? Și poți, tu crezi că îl păcălești. Îți iau Mao pe o clipă. Și zice, da, măi, te ajut un pic. Da? Îți dau o mână de ajutor. Cum? Nu știu, cumpăr o înghețată să guste și copilul tău. Da? Și tu văzând asta și lămurindu-te că, domnule, eu am putut să dau, să-i pun în bot lucruri simple și adevărate, da, fii atent. Și acum pot să iau tot, pentru că de ce el are sau ea, dar eu nu am? De ce are mintea asta strălucită? De ce are talentul ăsta? De ce are, e miliardarul ăla nu știu care sau nu știu ce și nu știu cum? Știi? Dacă nu, să zicem, noi pe drumul cunoașterii. Și divin? Ăsta lasă, l-acoperă, l-ascunde, da? Pe mag. Doarme, nu știu, la doarme. Înapoi în viitor, când încă nu s-a despachetat, înțelegi cum merge, ca și timp, ca și spațiu. Magul e de tutti i mezzi, încă nu e despachetat. Și îi trimite pe amândoi în timpul ăla ceea ce s-a întâmplat, săritura cuantică, și se întâmplă cu fiecare de noi, care nu știe.
ce se trezește din magul care se despachetează, se bagă ca prostul și trage energia din om și îi mănâncă tot pe o zi, două, crezând, pentru că e mintea colectivă, războiul magic, nu uita. Da, e concret și nu e concret. Dar tu trebuie să te zbați, să te lupți, să lămurești, să poligon, exerciții și așa mai departe. Și strimiși în când încă ăsta nu s-a despachetat și ăla poate să ia puterea. Și eu ia. În războiul magic. Ok. Dar omul vrea divin. Doamne, Doamne, dă-i, da? Dă-mi că merit. Ok. Poate chiar merită, na. Da? Ăla încă e despachetat. E bine unde e, după aia vai de noi să zicem, da? Și îi se dă voie. Și ăsta nebun de putere și de vrea tot ce are celălalt și ia și îi se face transfer energetic. Transfer de sânge, de da. Și ăla doar mai departe din ce are de dormit, nedespachetat. Și ăsta primește toată puterea așa, odată. Guess what? Nici nu s-a născut pe pământ să încerce așa ceva. Nici nu se naște pe pământ să se dea cu părerea și să aibă mintea diabolică, să-i pună în bot unui om înțelept lucruri simple, să-l dărâme cu așa ceva. Înțelegi cum e? E dur, e frumos. E... Astea sunt programările divine, adevărate, care se despachetează acum. Tu la asta participi, nu la cele 10 porunci. Aia așa, da? Păi... un fel de superficial, cu toate că nu e, știi? Dar treci prin toate, cu curigul, bună dimineața, da? Acolo ești. Și tu ții în lumină și despachetezi programelele, le dizolvi, le upgradezi, alea adevărate. Dacă așa e construit, să zicem, omul să trăiască, biosoftul să aibă programelele sale, să zicem, ușor să ajungă la nu știu ce vise, să trăiască, să se bucure, să se, da? Se transformă în direcția asta un pic. Să vedem unde ajungem. Și că așa, asta e informația. Da, ai răsturnat ceva energiei feminine dăbile, care credeau că pot să... Da? De ce? Ce? Acum era cântecul ăla, cânta... Cine cânta? Delia, da. Ce are ea și nu am eu? Da. Forța. Are forță. Are forță. Tu nu ai, n-o să ai niciodată. Știi? Ceva de genul. Acolo e. Pentru că ori e la început copacul neamului, ori nu ai despre așa ceva, tu ai altceva să faci pe pământ, ori rangul nu-ți permite. Sunt, da, da, trebuie să accept și rangul, cum e și unde e. Toate. Situație, programele, spațiu faci la tot. Nu neapărat ai să treci prin așa ceva, dar spațiu faci la tot. Omul dacă a ajuns undeva, eu tot timpul ziceam, săritură cuantică și la început, eu o să fiu președinte, eu o să fiu regina aia care să, eu o să fiu boss, eu o să fiu eu o să fiu zi la servicii, eu o să fiu directoare, nu aia care de știi și faci femeia asta, nici nu înțelegi. Uite cum mi-ar merge mintea și Și în timp, odată mi s-a dat vărul la o parte și am văzut lucrurile cum sunt. Omul când ajunge, că nu se menține acolo și nu stă în vibrațiile alea de 5D, care suntem acum cu toții, da? Turbulențe. Și iarăși nu e vina omului. Aia e partea a doua. Da? Dar omul dacă a ajuns, tu erai în 3D și a venit cineva nonconformist și cu altă vedere a situației, să zicem, altfel vedea lucrurile și transforma totul, da? În 3D, deja omul era în 5D. I s-a arătat că n-a putut să țină acolo și... Ai înțeles tu una alta până la urmă că de fapt din tine se reflecta, tu azi în viitor ai urcat în 5D și tu ca în oglindă se reflecta în câmpul tău energetic din 3D. Pe cine vedeai minunat, superb și așa, de fapt se reflecta din tine, dar tu încă n-ai ajuns aici. Era un fel de hoție a energiilor tale. De-aia omul nu mai e acolo. Sare într-un alt story, într-un alt scenariu și nu vezi pe nimeni. Rar dacă întâlnești pe cineva din 3D.
Pentru că n-a putut să ajungă acolo, iar de rang vorbesc. Mintea deschisă n-a avut-o. Nu e vina lui, nu e vina omului. Mintea nu are... Stai de vorbă la povești și înțelegi omul. Dar era catalogată în 3D, deștept și prost. Nu! Are deschidere atâta, nu are atâta. Depinde de copacul neamului, depinde de școala care a făcut, depinde de, de multe. Multe. În ce s-a copilăria, unde a crescut-o, cum a crescut-o. Tu credeai că îi dai voie să facă copilul. Da, sertura cuantică și lăsat copilul să facă ce vrea și să, da, să se comporte cum vrea. Și învățătoarea aia săracă era pe pereți, da? Și de fapt e invers. Copilul ținut, da? Să-și aducă aminte fiecare de copii răsăriți din copilărie care au crescut și au ajuns cineva. Ăia care erau ținuți în o gradă, nu erau lăsați să iasă, să cumva era, da? Și mai departe, când devii student, iar ținut de părinți, iar și în căsătorie, și aia nu, aia nu, aia nu. Și odată, dai săritura cuantică și aici e am florit. Un fel de calul ăla nărăvaș care nu-i lăsat, nu-i lăsat, nu-i lăsat. Eu povesteam, am povestit, eu am mai înregistrat în, din 3D. Lucram la o premieră, da, venise cineva în vizită dintr-un oraș mare de nu știu unde, într-un oraș mai micuț unde se lucra, da, și monta un spectacol. Și nu ne-a lăsat să ieșim în... Nu ne-a lăsat să jucăm cap-coadă. Era o tragică comedie. Nu ne-a lăsat. Asta era stilul de lucru a omului. Dar noi de unde să știm? Nu ne-a lăsat să să jucăm până la cap. Era cumva șenuțele. Dar tu, ca și om de artă, înțelegi că șenuțele, da, dar trebuie să-ți faci un fir cât de cât, să înțelegi prin ce treci, pe unde treci, cap-coadă, ca să... Da? Și nu ne-a lăsat. Și numai unde ți ieșea, unde nu ne ieșea, era... Și în premieră, și noi eram acolo, deci simțeai cum băteai ca și căluțul ăla cu copita. Lasă-mă, 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 și gata. Da? Și premiera a fost, a zbârnăit, ne-am și speriat. Ne-a luat zborul cu tot cu decor. Ne-am mișcat și decorul, s-a dărâmat, nu glumesc. A fost nebunie, nebunie. Pentru că omul știa ce face, era profesionist. Știe drumul, știe, ghid. Ghidul care știe să ghideze, știe din experiențe personale. Degeaba, degeaba, dacă nu ai experiența la bază personală, fata cu ghiocul, degeaba deschide și încă, da, știi? Degeaba. Are bătături la suflet, nu la palme. La suflet are bătături, altfel nu îi se deschide, nu îi se arată. Și dacă fata cu ghiocul, băiatul cu ghiocul e deștept, face imediat analogie sau cum se zice, asociativ, imediat cu ceva a său. De-aia lumea întreabă, dar zici că povestiți despre noi, e viața dumneavoastră, nu știu cine, nu știu cui e scris. Și face, nu, eu vă povestesc ce e cu voi, lăsați-mă cu prostiile. Da, dar omul e deștept, omul nu e prost. Eu tot timpul am zis, publicul e deștept, nu poți să-l păcălești când joci un rol și... Nu poți să-l păcălești că ești actor foarte bun dacă nu ești. Dacă nu ești adevărat, știi? Nu poți să-l păcălești, nu poți. E mai deștept ca tine și îți pune în bot, cum am zis eu, mai de... Lucruri simple. Pune în bot lucruri simple și l-a năucit. Acolo e. Ai luat 4 cupe. Ai primit 4 cupe de undeva care erau ale tale și ți le-a luat cineva. Încă 3, 7. Da, Ying și Yang. Ești acolo unde trebuie să fii, te simți foarte bine, drum bun. Ești ajutat, ajutată, divin, susținută, susținut. Ești minunat, ești minunat. Nu răvnești la ce e altuia. Nu răvnești, că nu e despre asta. Dar ce e a tău? Nu pune mâna nimeni.
Nu pune, nu că ți-e frică ție, că rămâi, că nu știu ce, că nu știu cum, ce a tău, nu... Ce ai meu e pus deoparte tot timpul, ziceam, între ei, de tot timpul. Dar ce e a tău, nu, nu încape în altul. Nu e pe măsura altuia. A, că e interesant, e curios și se dă voie în războiul magic, în mintea colectivă, în zi cum vrei. Da, e răsturnat, împăratul e răsturnat. Oricum e răsturnat și în două de cuțite. Și tu îți vezi de visul tău. Și ai puterea. Tata, ce mai vrei? Și energiile de la vârstă. Ce tot, ce vorbim? Despre ce vorbim? E super, e super. Ceea tău nu ți-a nimeni, nu ți-a nimeni. E super. Și ești cel mai deștept, cea mai deșteaptă. Da, am auzit ce ai zis, la rangul tău, da? Da, da, dacă tu sari în lumea unde e scenariul a cutărui rang, a rangului tău, care e problema? Cel mai tare ești, cea mai tare. Acolo sari, despre asta e vorba, pentru că ai de făcut în direcția asta ceva, de lămurit una alta. Și dacă ai destul acolo, tot ți-ai lămurit, ți-ai făcut spațiu, poate mai încape ceva mult mai mișto și neașteptat și ce n-a văzut neamul tău, știi? Cum își doresc, că își doresc părinții să ajungă copiii ce ei n-au ajuns niciodată și n-au făcut, da? Așa era în 3D. Ne gândindu-se la rangul omului, stai un pic, ce spui, ce spui acolo? Să ajungă să ce? Profesia care o ai, ți-e rușine de profesia ta? Vrei să ajungă copilul mai bine decât tine? Să stai un pic. Înseamnă că n-ai trăit viața sănătos și ca lumea. Ți-a fost rușine de profesia ta. Da. Acum e cineva în trădat. În energiile de trădat. Cum ai fost și tu. Să întâlnească copilul meu pe cineva talentat și bănos. Sau bănoasă și talentată și da. Ai răzbunat carul cuiva. Nu merge așa. Omul dacă râvnește și vrea și vrea și vrea, hop, stop. E oprit divin și e întrebat. Care e problema ta? Ți-e rușine de jobul tău? Ți-e rușine de familia ta? Vreau să ajung să trăiesc. Ia uite ăla cât are de eu. Ți-e rușine de cum trăiești tu? Stai că tu nu știi ce înseamnă rușine. Stai să vezi tu acum. Regele de cupe, Chirdâc. Stai să vezi tu acum. Da, imediat, Chirdâc, e valetul de cupe, gata. Dezonorat, știi? Doamne ferește, dar ca tine nu-i nimeni, dacă ca și copilul tău, nu contează, te înțelegi, nu te înțelegi. Îl înveți tu, minte. Să nu te învețe el pe tine, minte. Ai ieșit din... Ești în energiile când ai ieșit de fiecare dată când te simți biruitor, biruitoare, ai ieșit din energiile din 10 de cuțite. Cine-i ca tine? De aia simți biruința. De aia simți că ai câștigat. Câștigul îl simți. Da? Și ești cine ești. Da, și te împarți. Dar nu e, e cerșetor, e așa, se proiectează a proasta. Împartă-te cu cerșetor, că nu e despre asta. Omul e pe drumul lui, omul are de trecut prin ce are de trecut. Dar e un programel, ajut și tu cât poți. De câteva ori, un fel de, da, experiență personală. Da, și cineva a intrat în trei de cuțite, dar rău de tot. Chiar în, îi dus la cimitir. Da, da. Da, a dus la cimitir și a ieșit moartea. Deci să vezi pe parcurs să auzi. Cum auzi? Că vreau să fac, să... Da, atâta, prin atâta. Ți-e rușine de viața ta, de experiențele din 3D? Stai un pic. Păi tu nu știi ce înseamnă rușinea. Stai aici, săritură cu adică. Nimic nu primești, nimic. Experiență personală. Cum adică? Stai un pic. Tu, eu când povestesc ceva, eu... Înțeleg despre ce spun, nu? Nu spui aproasta. Înțelegi pe unde ai fost, pe unde ești. Ai ieșit din pusnic, din singurătate, din zi cum vrei. A minții, labirintul minții. Nu atât singurătate, da, ești în visele tale. Superbe, în steaua viselor. Nu ai nicio treabă.
știu, el erau de monede, săracul, cu un rang mai jos. Da, știu, știu, ai mei povestit. Povestește. Am vrut, de aia s-a întâmplat. Un fel de cere iertare. Cavalerul de monede, care a fost cândva împărat, după aia rege de monede, după aia, da? Îți cere iertare. Am vrut să fiu fericit, să am familie, am vrut să fiu... Vezi și ți se spă... A, tu n-ai avut destulă familie? N-a fost bine? Nu? În 3D, nu? Ei, ai acum. N-ai... Ai ceva? Nu, n-ai nimic. De-aia îți cere iertare ție acum și în două de cuțite. Nu știu dacă e despre iertare. E viața omului. Tu înțelegi că iertarea n-are ce căuta în iartă-mă sau să te ierte. Viața omului, săracu. Nici nu mai știi cum să iasă din... Că aici nu-i lăsat. E programelul care trebuie până la capăt să simtă rușinea, să simtă durerea, să simtă tot până să-și transforme singur. N-are treabă cu din afară programelele, cu iartă-l și iartă-l, știi? Dar trebuie să le treci. Într-un fel sau alt. Da? Răsturnat, da. Marele preot tot răsturnată, nu vrea. Nu poate fi ajutat. Cineva, hai să auzi, hai să vezi. Da, hai s-au răsturnat cupele. În 10 de cuțite. Și inima frântă. Dai valetul de bâte. Și valetul de bâte a apărut și îți cere iertare. A fost rege de bâte. Cere iertare pentru tot ce a făcut. Deci îți aduce aminte. Tu când auzi că cineva îți cere iertare, îți aduce aminte. Dar nu el, ea. Sufletul, programelul se deschide și are vibrațional, ajută cât de cât omul pe unde e. Cum ai fost ajutat, ajutată și tu la ale tale. Soarele și răstiția. Și cineva a rămas fără sufletel, nici cum nu vrea să nu înțelege. Da, cred că pe undeva, pe unde, cum ai fost tu dată de toți pereții, câteodată le simți energiile astea, dar nu mai ești, ai ieșit. Dacă tu ai ieșit, a intrat altcineva. Da, la țintă. Bun, mai vorbim.